Ziua imnului național al României, Deșteaptă-te române, simbol al unității Revoluției Române de la 1848, este sărbătorită în fiecare an la 29 iulie, data la care, în anul 1848, a fost cântat pentru prima dată oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. Cu această ocazie, pe platoul din centrul municipiului Buzău, a fost organizată o ceremonie militară și religioasă, la care au luat parte reprezentanții autorităților locale. Evenimentul a debutat prin salutul drapelului militar de către prefectul județului Buzău și s-a încheiat după 30 de minute prin defilarea gărzii de onoare. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. În 1862, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, are loc un concurs la care participă mai mulți concurenți, dintre care se detașează un muzician german, Eduard Küpsch, care câștigă acest concurs. Acest concurs a avut ca premiu 100 de galbe. În felul acesta apare primul imn, prima melodie a imnului național, Marșul Triumfal. În 1881, acest imn este repetat sub același concurs, iar versurile aparțin poetului Vasile Alexandrii. Imnul se intitula Trăiască Regele. Acest imn a durat până în anul 1947-48, a fost unul dintre cel mai longeviv imn, aproape 60 de ani. Apar schimbările politice după 1948 și în felul acesta totdeauna imnul a purtat pecetea stăpânirii sau elementului politic. Apare un imn intitulat Zdrobite Cătușe din 1948 până în 1953. Din 1953 până în 1977 avem imnul Te slăvim Românie. În 1977 apare imnul Trei culori cunosc pe nume, pe lume, de Ciprian Porumbescu, versurile lui Ciprian Porumbescu, ușor adaptate de conducerea de atunci, până în 1989. În 1989 apare acest cântec vechi de 175 de ani, Deșteaptă-te române! Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum ori niciodată cruiește-ți altă soarte la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Deschide defilarea comandantul gărzii de onoare din cadrul batalionului 3 Geniu, urmat de drapelul de luptă al batalionului 47 Comunicație și Informatică. Defilează plutonul de militar din cadrul batalionului 47 Comunicație și Informatică, general Nicolae Petrescu. Urmează plutonul de militar din cadrul batalionului 3 Geniu, general Constantin Poenaru. Defilează plutonul de militar din cadrul brigăzii de informații militare.
Încheie defilarea muzica militară a garnizoanei Buzău.